Județul Giurgiu se află din nou la coada clasamentului, de data aceasta într-un top privind durata medie de viață. Potrivit statisticienilor, giurgiuvenii nu au o speranță de viață prea ridicată, clasându-se pe penultimul loc în țară după locuitorii din satul mare. Durata de viață la Giurgiu este de 73 de ani. La polul opus, cei mai longevivi par să fie vâlcenii, cu o speranță de viață de aproape 78 de ani, urmați de bucureșteni și clujeni. Față de 1970, când durata medie a vieții în România era de 67 de ani, în prezent, media acestui indicator este de 75 de ani. Chiar dacă la naștere speranța de a trăi reflectă gradul de dezvoltare, evoluția acestui indicator este condiționată mai degrabă de stilul de viață, de starea de sănătate, de alimentație și de nivelul educației sanitare, decât de condițiile economico-sociale. În plan european, România se situează pe ultimele locuri prin prisma acestui indicator. Cea mai mare speranță de viață în rândul femeilor o are Spania, 86 de ani, iar cea mai mică este în Republica Moldova, aproape 75 de ani. La bărbați, cea mai mare speranță de viață s-a înregistrat în Elveția, 80 de ani, iar cea mai mică în Ucraina, 66 de ani. Media Uniunii Europene indică o speranță de viață de 83 de ani la femei și de 77 de ani la bărbați.